După 4 zile de la începerea școlii, a doua unitate școlară din Olt a intrat sub cod roșu. Școlile și grădinițele din localitate au fost nevoite să activeze codul după ce la Spinen 77 de angajați și beneficiari au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. În această dimineață, toți copiii de la școală și grădiniță au aflat că în următoarele 14 zile vor învăța de acasă în sistem online. Ținând cont de situația epidemiologică creată ca urmare a depistării unui focar în Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni, Direcția de Sănătate Publică Olt propune ca în localitățile Spineni și Tătulești, din cauza ratei de incidență la 1000 de locuitori, activitatea didactică pentru 14 zile să se desfășoare conform scenariului 3. În localitatea Spineni, rata de incidență este de 15,28 la 1000 de locuitori, în timp ce în comuna Tătulești este de 8,87 la 1000 de locuitori. Astfel, cele două școli, școala gimnazială Alunișu Spineni și școala gimnazială Tătulești, își vor desfășura activitatea didactică conform scenariului 3. Vorbim de peste 100 de copii care învață atât la școala din Alunișu, cât și la cea din Tătulești. La unitatea din Alunișu sunt 14 copii de grădiniță, 25 de elevi la învățământul primar și 11 la clasele de gimnaziu. La Tătulești sunt mult mai mulți elevi, astfel 18 copii de grădiniță, 33 de la clasele primare și 31 de la cele gimnaziale au nevoie în următoarea perioadă de tablete. În localitatea Tătulești, un număr de 50 de elevi vor trece să învețe în online, iar în localitatea Spineni, 82. Din păcate, în această dimineață nu se știa câți elevi trebuiau să intre efectiv la ore fizic sau online. Directorul unității de învățământ nu primise nicio decizie oficială, dar nici nu știa dacă elevii își pot permite să intre online la ore. Tablete nu au. Au, să zic, majoritatea dintre ei au. Nu pot să vă spun de acum dată câți au și cât nu au. O să centralizăm să vedem câți au. Eu nu știu ce v-au părinții, ce nu au. În acest moment, în Olt, elevii din 3 școli învață după codul roșu, la Vădăstrița, Tătulești și Spineni.